În 15 minute aterizăm la Zurich. Vă rog să vă puneți centurile de siguranță, să nu fumați. Iepurașule, să știi că m-am mai gândit. Nu avem nevoie de un partid, avem nevoie de două partide. Două partide? Da. Unul de stânga și unul de dreapta. Ambele făcute de noi și ai noștri. Excepțională idee, Coala de Zico. Și în felul ăsta ne uită Dumnezeu la putere. Nu, dragă, în felul ăsta ne uită Dumnezeu și la putere și în opoziție. L-am putea pune pe Mișu șef la partidul de stânga și pe doctorul ăla de dreapta? Rămâne de văzut. Oricum, în casa lui George facem unul din sedi. Tot a rămas goală. Totuși mie îmi pare rău de Ana. Știu, doctore, dar nu se putea altfel. Obținusem numărul de cont, parola, Ana nu mai era necesară. Urma să fie liberă. Mai că în ultima clipă, întâmplarea a făcut să audă o anume conversație și să afle câteva nume așa. Apropo de numere de cont și parolă, mă gândesc câți șefi vor avea milioane de dolari semnate prin fel de fel de bănci cu parole, cu conturi, toate țări. Mulți. Chestia e cum ajungi la ei. Chiar? La bani vreau să spun. Apropo, eu când mă întorc? Imediat. Și rezolvi cu Mișu tot ce am discutat. Nu. Când mă întorc la New York. După aia. Hai, mă, răbdare. Aștept. Te sunăm noi. Și, pe urmă, mergem cu toții la New York. Am înțeles. Da, da. Grație, dragul, cu toții.